ziua, mă numesc tăvăloagă Paul Rudian. Am intrat cu mare emoție astăzi, 11 martie 2024, în această clădire, deoarece în 1986 am fost absolventul liceului, iar anul de școală 84-85 și 85-86 l-am făcut în acest sediu. Era sediul liceului agricol, noi îl numeam partea tehnică sau sediul tehnic. Aici am făcut sportul timp de 4 ani în liceul agricol, dar a 11-a și a 12-a am învățat în acest sediu. Am avut o strângere de inimă văzând fereastra pe care ne uitam când învățam. Am învățat foarte multe lucruri în liceul agricol, de care sunt mândru și astăzi. Astăzi sunt profesor universitar în cadrul Facultății de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere din cadrul USAMD București. Vă mulțumesc!